Bun găsit tuturor! Este într-adevăr un studiu alarmant care a fost realizat în anul 2020. Rata sărăciei relative a ajuns la 23,4%, iar asta înseamnă 4.524.000 de oameni. Oameni care trăiesc cu venituri mult sub limita celor necesare. Pe țară, cea mai mare rată este înregistrată în zona de nord-est, observăm peste 35%, sud-vest Oltenia aproape 33%, sud-est 32%, iar cea mai mică rată este în București-Ilfov, sub 3% dintre cei care locuiesc în această zonă sunt sub pragul sărăciei, iar diferența este izbitoare. Aici sunt de peste 15 ori mai puțini oameni săraci. Dintre persoanele care desfășoară activități socioeconomice, adică persoanele ocupate, pragul sărăciei este de aproape 15%, iar între sexe există o diferență destul de mare. 18% sunt bărbați, respectiv 10,4% femei. În ceea ce privește persoanele neocupate, adică șomerii, cifrele sunt și mai grave. 3 din 5 șomeri sunt săraci, iar bărbații sunt mult mai predispuși decât femeile, cu peste 13% în plus. De asemenea, un alt aspect evidențiat în studiul INSE este acela că persoanele singure sunt mai predispuse la sărăcie, iar aici femeile sunt dominante, aproape 41% față de 25% la bărbați. O rată a sărăciei cu adevărat mare este în rândul persoanelor de peste 65 de ani. Aproape jumătate dintre ei sunt săraci, adică un procent de 42%. Mulțumesc lui Valentin Gheorghe, colegul meu. Plecăm de aici cu discuția. Bună seara, îi spun doamnei deputat PSD Mirela Domnicăi pe Skype. Să rămână. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă vedem, vă auzim. În continuare, doamna Lalu, în platou, mulțumesc. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, și analistul politic Valentin Șuva, iertați-mă. Ne vedem mai des și atunci nu o să mai fie problema asta, tocmai ce vorbeam. Sigurant. Și dacă mai adăugăm, domnule Hosu, că în București, după ce useriștii, de pildă useriștii care l-au pus pe Nicu Șordan, le-au promis apă caldă. A fost candidatul PNL-ului, vă rog, Nicu Șordan. Apă caldă bucureștenilor și acum nu-s bani pentru gigacalorii, adică subvențiile de căldură, unde ne ducem? Și în Oradea e la practic fel și multe. Practic există mai mulți factori care nu sunt luați în considerare în crearea politicilor din România. Primul lucru este că majoritatea decidenților iau ca singurul factor de rezolvare a dezvoltării economice creșterea produsului intern brut, care, cel puțin la reuniunea summitului de la Porto din acest an, la care a fost și președintele României și care a subscris la declarația summitului de la Porto, a arătat că, de fapt, chestiunea este că creșterea produsului intern brut nu înseamnă distribuirea uniformă către toți cetățenii sau toate categoriile de cetățeni. Pentru că, de fapt, studiul INSE-ului, cel mai îngrijorător lucru este că relativ structuri pasive sunt cele care sunt afectate și percepția este parțial corectă, dar cel mai trist este că persoane active care plătesc contribuție de asigurări sociale, taxe și impozite, practic sunt sărace după un standard care, subliniez, este un standard care nu este standardul european. Standardul european spune că o persoană, indiferent de vârstă, trebuie să aibă 3 dolari pe zi, asta e standardul internațional, în fiecare zi a lunii respective. La noi, standardul este făcut undeva la 2 dolari și ceva, pentru că s-a făcut un studiu cu Banca Mondială. E un întreg istoric legat de acest lucru. Parlamentarii au avut o inițiativă PSD-ul legată de acest lucru și au făcut coșul minim tot la solicitarea societății civile și la solicitarea sindicatelor și au scos legea, numai că legea a revenit spre analiză din partea administrației prezidențiale și ce este distractiv este că din prea mult entuziasm au scos o serie de categorii că neînțelegând că comprimând coloanele respective de analiză, de fapt, au ajuns să dea coloane zero, cu valoare zero, indiferent că vorbim cantitativă sau depinde, ce au scos? De preț. Ce categorie? Din lipsă de cunoaștere sau din grabă. Eu aș spune că este o eroare materială. Problema este că trebuie să apară o nouă lege cu coșul minim ca să poată să corecteze acest lucru. Dar important este că
cel puțin analizele pe care le-am făcut cu cei care au făcut studiul respectiv, care este de la Sindex, au arătat că, de fapt, astăzi ar trebui să ai net pe persoană aproximativ 2800 de lei. Asta, dacă faci calculul în sens invers, te duce că un salariu minim pe economie la un program orar normal ar trebui pe brut să ajungă undeva la 4800 de lei, ceea ce se apropie foarte mult de salariu mediu pe economie și nu de salariu minim existent astăzi. Pentru că, de fapt, sărăcia are mai multe categorii. De exemplu, indicele social de referință e înghețat din 2005, deși el ar fi trebuit să reglementeze politicile sociale pe care decidenții, indiferent de coloratură, ar trebui să le țină. Și atunci, practic, înghețăm lucrurile spunând că lucrurile merg bine. E conform indicelui social de referință, nu mai contează legate de acest lucru. N-avem politici în care indicele social de referință să fie legate, de exemplu, de indemnizația de creștere a copilului. Câți bani ai nevoie ca să poți să crești un copil? Pentru că nu vreau să fac același lucru cum s-a făcut cu salariul minim și politicienii la o anumită epocă, în care au încercat să vadă dacă pot să trăiască dintr-un salariu minim net într-o lună de zile. Și au constatat că niciunul n-a reușit să se încadreze în chestiunea respectivă. Același lucru e cu indemnizația pentru copii. Din 243 de lei, crezi că poți să crești un copil cu toate cheltuielile aferente legate de structură? Și ne mirăm că în același timp numărul de cetățeni scade. În afară că scade prin migrare. Hai să ne uităm cât de mult ajută și prin natalitate. Pachetele sociale negociate de pildă de PSD odată cu intrarea la guvernare, doamna Domnicăi, și cât de mult ajută pe termen lung, pentru că cifrele astea, 4,5 milioane de români care sunt săraci la limita și pragul sărăciei, este enorm într-o țară cu pretenții de țară civilizată. Bună seara încă o dată, domnul Bucur. Eu mă întreb cum au fost calculate acele cifre, pentru că ce mi-a atras atenția, și poate știe mai multe domnul Hosu, deci vorbim de o sumă de peste 4 milioane de români, da, care trăiesc la limita sărăciei, după care am văzut procente. Dacă suma exactă de peste 4 milioane a fost aplicată la numărul populației de 19,2 milioane, cât avem acum oficial după ultimul recensământ din 2011, practic, în realitate, noi fiind mai puțin, acele procente sunt și mai mari și mai îngrijorătoare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, pachetul de măsuri economico-sociale, care au fost, de fapt, condiții pentru a intra la guvernare, nu sunt decât o măsură pe termen scurt pentru a trece peste iarnă, special cu grijă pentru categorii vulnerabile. Pentru că vorbim de pensia minimă social garantată, care crește de la 800 la 1000 de lei. Vorbim de 1200 de lei a 13-a pensie pentru pensionarii cu pensia în plată după indexare de până în 1600 de lei. Vorbim de majorări insuficiente din punctul meu de vedere ale alocațiilor care trebuiau făcute conform ordonanței de urgență aprobate de guvernul Orban și o mică majorare a salariului minim pe economie care ajunge undeva la 2550. Dar în contextul acesta de sărăcie confirmată de cifre, un subiect în discuție și eu cred că în maxim 2 ani de zile va deveni și o realitate este salariul minim european spre care ar trebui să tindem. Pentru că noi tot ne raportăm la Uniunea Europeană cu tot felul de indicatori, dar definim consumatorul vulnerabil aici în România cu salariile și cu veniturile care sunt aici în România și salariul minim pe economie, de fiecare dată când apare o discuție sau se concretizează într-o majorare, polemica este generală. Înțeleg mediul privat că este nevoit și este o povară cu contribuțiile care se majorează și trebuie plătite de către angajatori, dar pe de altă parte un salar minim pe economie plată în România este insuficient pentru un trai decent. Este o realitate. Stați că are o întrebare, domnul angajatul, Hosu. Angajatul plătește, nu angajatorul. Deci, atenție, se face o confuzie și asta nu sunteți singura care face confuzie. Știu, angajatorii nu plătesc decât 2,4% din fondul de salariu. Și care sunt niște cheltuieli imperative de care n-au putut să scape. Exact. De fapt, toată cheltuiala este susținută de lucrător. Da.
faptul că statul, ca să-și faciliteze o colectare legată de sistemul de colectare a taxelor și impozitelor, a delegat competențele de stopare la sursă angajatorilor, băncilor, că sunt mai multe elemente către care s-au delegat competențele respective, nu înseamnă că ei plătesc. Sunt banii lucrătorului și lucrătorul plătește. Deci asta este marea problemă, de fapt, a României și la care politica, cel puțin și noua politică guvernamentală, dar și în PNRR, deși indirect la reforma fiscală este o chestiune legată de acest lucru în PNRR, este că la ora actuală noi suntem într-o poziție inversată față de poziția Uniunii Europene, în sensul în care capitalul la noi din creșterea economică preia 50-51%, lucrătorul preia 40-41%. Iar în spațiul Uniunii Europene și în principal a celor 15 țări care au creat Uniunea Europeană, raportul ăsta e tamam pe dos. Adică către lucrători vine cu 50-51%. De aici este și chestiunea respectivă, pentru că presiunea pe locul de muncă, presiunea fiscală mă refer, face ca să avem o aberație. Deci persoane active care muncesc zi de zi, dau taxe și impozite, sunt sărace în structură. Dar ați adus în discuție planul de reziliență. Vi se pare, domnule Șuvar, că e altceva decât o himeră? Că acest PNRR, corn al abundenței, cu miliardele revărsate în următorii mulți ani, promis de politicieni, negociat chipurile, va contribui la depauperizarea României? Că despre asta vorbim. Nu putem ști cu certitudine dacă își va îndeplini sau nu obiectivele. Cert este că acest PNRR nu este altceva decât un avia dușită, o cale de scăpare atât pentru stânga și dreapta, care împreună au reușit să și-l subsumeze, deși liberalii și acordă... Adică investițiile alea discutate în PNRR și negociate de unii sau de alții au vreo treabă cu firul ierbii? Cu procentul ăsta uriaș? Nu știm dacă... 3 din 10 copii și tineri sub pragul de sărăcie. Între 2017-2020, copii în vârstă de până la 18 ani și tineri între 18 și 24, cum spunea domnul Gosu, populația activă. Da? Săraci la limită. România este sfâșiată acum într-o altă paradigmă, și anume aceea că avem de-a face cu categorii care nu au lucrat și care beneficiază de asistență socială, da, într-o totală disproporție cu cei care efectiv au contribuit și au lucrat. Aici este marea dramă pe care o trăim fiecare în familie, cu apropiații și cu cunoștințe. De aici pleacă tot. PNRR-ul însă este, cum spuneam, o cale de scăpare atât pentru guvern în formula sa, vulturul bicefal, cu cele două capete, național-liberal și social democrat, cât și pentru președinte, care a oferit PNRR-ul și a spus: acum aveți asta, v-am oferit-o, eu mă distanțez. Este o poziție de neutralitate, o poziție de confort pentru președintele României și din care el poate să-și exercite cu ușurință statutul de mediator. Acum nu mai e nevoie să se implice direct, spune: v-am dat PNRR-ul, aveți și criza asta, eu îmi exercit atributele mele și acum putem înțelege, dacă vreți, de ce s-a dus la partea de golf atât de relaxat, pentru că președintele este cel mai informat român și știa cum vor decurge lucrurile și ce formă vor îmbrăca. Iată că lucrurile merg într-o direcție, iar noi nu putem decât să decriptăm în astfel de emisiuni, să încercăm să transmitem de spectatorilor care este sensul, astfel încât și ei să se poziționeze de o parte sau de alta, astfel încât să aibă un beneficiu în perioada următoare și viitorul să nu-i prindă nepregătiți. Da, PNRR-ul este în principal momentul pentru decarbonizare. Deci, atenție, Green Deal-ul, da. E marele Green Deal, ca să spunem așa, legat de acest lucru, este pentru decarbonizarea economiilor, la modul general, și creșterii calității serviciilor pe care cetățeanul ar trebui să le aștepte din serviciile publice. Că, de fapt, asta este. Da, și învățămintele, investițiile în învățământ, în sănătate, etc. Și o nouă lege a pensiilor. Problema este că PNRR-ul are două părți. Are partea de granduri, care nu se returnează și este benefică, pentru că e un ajutor comunitar pentru dezvoltare, și este partea de împrumut, care e adevărat, este cu dobânzi foarte mici legate de acest lucru, dar este un împrumut ca orice alt împrumut, drept care trebuie returnat și plătită și dobânda. Neplăcut este că o mare parte din elementele de pe acest capitol
sunt, de exemplu, investiții în sistemul energetic, care sunt perfect de acord că trebuie făcute. Deci e o prioritate legată de orientare spre energie verde, etc., etc., dar sunt făcute cu banul public, sunt plătite de banul public, inclusiv dobânzile, iar statul nu este cotă parte în construcția respectivă. Adică e pentru niște privați. Un miliard și ceva de euro pentru investiția unei centrale verzi, etc., etc., vine privatul într-un parteneriat public-privat, pune și el 2 miliarde și își împart 60 cu 40 sau cât rezultă din structură. E, la noi nu se întâmplă acest lucru. Și asta este cel mai neplăcut lucru, pentru că înseamnă că cetățenii României vor plăti de-a lungul celor 7 ani de zile toate aceste cheltuieli. Absolut. Care sunt pentru bunăstarea generală, că un sistem energetic mai bun e bun, etc., etc. Dar, și pentru practic, băieții cu ochii albaștri e bun sistemul, e bun, mai bun, da, mai bun. E bun. Băieții, dar la noi din ianuarie vin facturile astea, da, de care s-a tot vorbit. Și acum, pe facturile de la energia electrică, ai pe spate contribuție certificate verzi. Sigur. Contribuția certificate verzi, generare, ce înseamnă? Vă îmbogățesc pe dumneavoastră, care aveți, să zicem, teren cu panouri cu certificate verzi, care obțineți de la statul român. Deci tot eu, consumator, și în acest moment vă plătesc dumneavoastră o anumită sumă. Deci nu merge nici la stat. Și nu numai. Problema am dat un exemplu. Că certificatele verzi distrug o mare parte din economia românească. Da. Până la certificatele verzi, transportul energiei... Un certificat verde în exterior, în Franța sau Germania, e undeva între 0,3 la 0,7 euro pe megawatt. La noi a ajuns la aproape 8 euro pe megawatt. Da. Și transportul energiei crește cu 15%. De la 1 ianuarie, deci din prima zi a anului, facturile o să vie cu cel puțin 15% mai mult. Da, pentru că... Experții, cum e acesta pe care o să-l vedem, domnul Purica, Ionuț Purica, expert în energie, spun că majorarea e justificată pentru că trebuie modernizată rețeaua. Așa. Și ne spune pe a treia componentă, producție... Hai să-l vedem pe Ionuț Purica. Transmis. Este foarte clar că în rețeaua de transport de energie electrică se fac o serie de investiții care să îmbunătățească condițiile de funcționare a rețelei și siguranța rețelei. Mai ales că vin tot soiul de vești din astea, unele dintre ele de tip fake news, care anunță super întreruperi în rețele de energie electrică în toată Europa și așa mai departe. E clar că s-au luat o serie de măsuri foarte eficiente de evitarea unor asemenea situații. Sunt investiții în curs și atunci investițiile respective făcute în cadrul transelectric necesită o componentă care evident se recuperează din costurile de transport al energiei. Unde să? Trăim momente cum n-am mai văzut. Citesc desigur, în presă, că oamenii din Lipova, e la noi în România, nu știu lângă Arad, exact. Lângă domnul Șuvar. Acolo, dumneavoastră știți mai bine. Care lemne în apartamente cu scripeții? Pentru că n-au bani să-și plătească... Poate au sobe și... Da, cu siguranță încă există în România aceste paradoxuri. Au sobe, dar e o alternativă la discuția noastră cu energia tot mai scumpă. Sigur că da. Din păcate însă ați punctat puțin mai devreme o problemă foarte spinoasă și anume aceea transportul energiei. Din păcate în ultimii ani nu s-a investit absolut nimic. Nu am avut capacitatea de a întreține cu minimum de da, dar banii s-au încasat de banii la consumatori. Asta e numai că cei care trebuiau să gestioneze, acei băieți inteligenți care vorbească, care au o mare înrăuire asupra sectorului energetic, nu au direcționat așa cum trebuie acești bani și putem vorbi iară de graua moștenire. O să auzim în curând acest discurs, în această iarnă, cu graua moștenire, pentru că ne-am obișnuit foarte mult ca guvernul actual să arunce întotdeauna asupra guvernului anterior să spună nu s-a făcut în ultimii 30 de ani, s-a neglijat. Păi, impersonal, unipersonal. Cine, pe cine o să arunce? Că sunteți fraternizați acum cu dușmanul. Se vor găsi totdeauna justificări și vinovați de serviciu. În 30 de ani
ani în negura timpului se va arunca. Problema este că și actualul guvern va trebui, într-un fel sau altul, să direcționeze, să pună punctul pe ei, să tragă un semnal de alarmă. Din energie sunt transpartiniști, noi asta știm, domnul Hosu. N-au mamă, n-au tată, n-au partid, n-au carnet. Nenorocirea este că sunt încă aceiași și că nici acolo nu încape o schimbare. Pentru că, vedeți dumneavoastră, istoria în ultimilor 30 de ani ne-a învățat că pe anumite sectoare au mai existat rebranduiri, schimbări de echipă, schimbări de generație, din păcate în anumite sectoare captive și foarte importante, cum este sectorul energiei, nu au venit aceste schimbări. Am un consiliu al concurenței împotriva monopolului, nu? N-ar trebui să acționeze? Sau e doar așa, sunt doar funcții înalți demnitari? Este un monopol seminatural, pentru că nu poți să tragi două rețele de energie electrică în paralel. Absolut. Asta spui că faci concurență. Doamna nu poți să faci chestiunile... Doamna Lalu a fost plecată într-o semivacanță. Ați ratat știrea anului. Șeful de la ANPC, pus de liberali, a îndrăznit de Black Friday să dea niște amenzi, dar dalea babane, unor operatori de ăștia de electrocasnice. Știu, și l-au schimbat. Și l-au schimbat. I-a spus consiliera, a doua zi la muncă, nu mai e șef, te-a schimbat Cățu. Știu. Au dat băieții niște telefoane la Cățu, l-au schimbat pe loc. Deci, pentru vedeți? Că omul a încercat să protejeze oamenii de furăciunile ăstora cu Black Friday-lor. Adevărul este că... Și vă imaginați la nivelul ăla cu energia cum e, dacă la ANPC cu telefoane mobile și cu... Vedeți, în țările europene... Problema e mult mai adâncă. Vă rog. Aceste agenții de protecție a consumatorului, deci de protecție a cetățeanului, da? Că se numește ANPC, că se numește ANRE, să nu uităm rolul pe care l-a jucat în această scumpire Agenția Națională de Reglementare, unde este un domn fost parlamentar, Chiriță, da? Care n-a ieșit aproape niciodată și a trimis întotdeauna secretarul, vicepreședintele de la UDMR. Sau se numește ASFV și a fost... Se numește ASF. Da? De aceea eu am fost întotdeauna, când s-a instalat un prim-ministru, domnului Ciucă, încă nu am avut timp să-i solicit, i-am solicitat să-mi comunice și mie ca cetățean câte agenții naționale există. Știu că în timpul primului ministru Emil Boc existau aproape 300.000 și le-a adus la 300 de agenții naționale. Nu, scuze. 300 de agenții. Dar imediat vedem cum s-au făcut. 300 de agenții naționale, acum sunt iarăși 200 și... toate aceste posturi sunt numite politic și sunt numite cu oameni care nu au competențe. Dar misiunea lor e o mică paranteză. Pe algoritm. 4,5 milioane de amărâți care n-au ce... Salarii de înalți demnitari, da? Ei sunt asimilați funcție de subsecretar de stat și toți funcționarii din aceste agenții au salarii la fel de mari. Adică nu, pentru că sunt autonome. Toate structurile... dar fiind autonome, nu sunt subordonate legii de salarizare bugetare. Și dau care... Deci dau prietenie, da? Au salarii decise de consiliile lor de administrație. Exact, salarii de regulament. Domnul Șuvar, doamna domnică. Și ajunge la... Cu complicitatea acestor dregători, că-s dregători la rândul lor, corect, politic, continuă la nesfârșit pauperizarea acestei țări. Continuă pauperizarea și vă spun, acest domn care a fost schimbat, am uitat numele dânsului, de la ANPC. Gândiți-vă, noi nu avem în România la ora actuală, mă refer la controlul calității produselor, un laborator de control al produselor alimentare. Exista Larex-ul pe vremuri. L-au desființat pe ăla, l-au adus în faliment. Deci, la ora actuală, noi dacă cumpărăm un produs alimentar... Când ați văzut că le scot tobă de porc, nu știu ce, din marile hipermarketuri, branduri. Nu, dar nu avem, deci, normal, această Agenție Națională de Protecție a Consumatorului ar trebui întărită. În toată Europa, ele sunt o forță. Da? La noi sunt, schimbă de azi pe mâine. Da? Mai mult decât atât, eu cred că nu doar episodul cu amenziile din Black Friday este picătura care a umplut paharul, însă trebuie să și ne... stupefacția creată. Da, adică... dar noi nu putem fi precum struțul să ne băgăm capul în nisip, să spunem că nu vedem cât de mare este problema. Garda Națională de Mediu. Da? Sigur că da, dar mai mult decât atât, acel domn director nu a fost doar în săptămâna aceea director, era la ce în regulă, n-au fost doar de Black Friday. Haideți să spunem lucrurilor pe nume și să transmitem un mesaj cât se poate de real celor care ne urmăresc. Există niște lucruri care se perpetuează și care numai pe alocuri sunt scoase la iveală și tratate așa cum se cuvine. E adevărat că atunci când cineva are curajul sau are îndemnul, imboldul, de niște băieți speciali sau de niște susținători îl impulsionează pentru a face sau a nu face ceva de pe înălțimea acelui jilț pe care stă acel dregător. Și atunci, ținta băiatul ăla de la ANPC.
ce, care era demnitar. Sigur că, dar era un demnitar care și-a jucat o carte. I-a amendat pe toți greii, domnule Șoc. Nu i-a amendat chiar pe toți greii, pentru că dacă stăm a să... A amendat de multinațională din... Sigur că da, sigur. A atins un anumit punct. Da. Absolut, cum spune domnul Hosu, are mai de date. A atins un punct nervalgic. Dar el ar fi putut să atingă acest punct nervalgic în toată cariera sa pe acest post și ar fi putut să facă acele lucruri, dacă ele au fost corecte, din prima până în ultima zi. Faptul că în anumite momente sunt cotate benefic sau negativ anumite acțiuni, sunt chestiuni speculative ale actualei clase politice care își reglează conturile. Ce trebuie să înțelegem noi ca cetățeni este că există o situație proastă care este gestionată prost și numai pe alocuri anumiți oameni fac sau nu fac ceea ce sunt ținuți a face. Pentru că el are o fișă a postului, la ea trebuia să facă nu doar de Black Friday, el trebuia să trateze cu atenție și cu același interes și să protejeze cetățenii. Dar merg la învățăm alte... ceva sau nu învățăm ceva? Nu învățăm nimic, merg la, merg la ceea ce s-a întâmplat. Eu vreau la domnica să ce știe când intră ajutorul de încălzire, că oamenii așteaptă ajutorul ăla de încălzire. Dacă îmi permiteți, eu voiam să invoc un episod din luna septembrie, dar acum nu știu cum va fi catalogat, adică acea comisie de anchetă care s-a constituit la nivelul Parlamentului și a chemat și reprezentanții ANRE-ului și Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței, le-am cerut să coboare în teren pentru că trăgeam semnale de alarmă că pe lângă scumpirea costurilor de producție erau prețuri speculative în piața energetică proaspăt liberalizată și într-adevăr s-a confirmat. Au descoperit acea schemă de a furnizorilor care își facturau unii altora până la prețul final de la consumator, efectiv creșteau în mod artificial prețul din factură. Și sunt practici neloiale în piața energetică care au determinat în mod artificial, dacă vreți, și scumpirea unor prețuri. Și avem instituții ale statului, ANRE-ul este într-adevăr în subordinea Parlamentului, Consiliul Concurenței, avem Protecția Consumatorilor, care asta trebuie să facă, să verifice și să sancționeze. La vremea respectivă, în septembrie, s-au aplicat niște amenzi destul de usturătoare. Da. Dar de atunci n-am mai auzit nimic despre controle, verificări și sancțiuni. N-au rezolvat problema. Exact. Da, iertați-mă, doamna domnică, de ce nu l-ați schimbat pe președintele ANRE-ului? Care nu face nimic și nu nici de specialitate. Păi pe domnul Chiriță. N-au apucat. Păi nu, că e numit de PSD. La vremea respectivă nici nu avea majoritate în Parlament. Acum, dacă avem o nouă majoritate de și destul de consistentă, poate luăm în calcul și schimbarea șefului de la ANRE. Dar la ANRE nu e niciun domn Chiriță. Ba cum nu? E președintele. Președinte, acela era domnul care a fost, care a fost trimis la comunicare. Domnul de la UDMR era comunicatorul. Domnul Chiriță n-a ieșit decât o singură dată telefonic. Bun. Doamna domnică, lumea așteaptă să știe când intră subvenția la încălzire, când primesc oamenii, că facturile din ianuarie, gata, sar în aer. Subvenția la încălzire, la ce vă referiți? Noi suntem în situația în care vom primi facturi cu compensare 30%. Despre ele vorbim, da? Da, 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 despre ele vorbim, că lumea așteaptă. Nu e clar. Nu e clar pentru că nu sunt norme metodologice, domnul Bucur. Ele trebuiau elaborate în termen de 15 zile de la adoptarea legii. Am trecut deja de 15 noiembrie, încă nu sunt acele norme metodologice. Eu sper, am văzut că inclusiv duminică a fost o ședință de guvern, sper să avem cât de curând norme metodologice, pentru că furnizorii nu știu cum să factureze. Și cine trebuie să le scoată? Ministrul Energiei? Cine trebuie să le scoată? Guvernul. Guvernul în întregul său? Ministerul Energiei. Ministerul Energiei este cel care trebuie să inițieze proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea normelor metodologice. Iar consumul din luna noiembrie, că de atunci avem această lege a compensării și plafonării, consumul din luna noiembrie trebuie facturat acum în curând în decembrie. Ele vor fi acele facturi deja reduse cu 30% și rambursarea către furnizor se va face în luna ianuarie. De aceea avem și situația acestor furnizori final care văd că se retrag de pe piață pentru că nu au puterea să suporte acest timp de așteptare până li se rambursează cei 30% pe care ei deja îi scad din facturi. Deci populația va primi facturi cu 30% compensată deja plata consumului din luna noiembrie, acum în luna decembrie. Mai liniștiți? Doamna Lalu? Nu știu dacă suntem mai liniștiți. Mă uitam pe tabelul acesta și mă uitam la garda. Ajungem, stați un pic, că noi avem un parțial la agenții, că au fost în negocierea acerbe. N-am scăpat. Și în weekendul ăsta v-ați văzut, s-a instalat guvernul Ciucă, 20 de miniștri. Cât sunt până la urmă cu totul? Cred că 22. Da? Să ne explicați un pic cu paritatea cu secretarii de stat. PNL-ul înțeleg că a pierdut vreo 13 prefecți. E durere mare, dar așa e și la negociere. Și avem agențiile și
agențiile guvernamentale. ANAF-ul e la liberali, vă rog să ne ajutați, doamna domnicăi. Garda de mediu e la liberal, casa de pensie a rămas acolo. De pensie la liberal. ANL-ul, o mai fi ceva cu ANL-ul ăsta, în afară că dă case pe sumână. ANSVSA-ul la liberali, RAR-ul, registru auto, compania infrastructurii rutiere de autostrăzi. Cu bani mulți. Ce ați luat dumneavoastră la PSD, așa, perla coroanei? Ce aveți, doamna domnicăi? Eu vreau să amintesc discuțiile care erau purtate după finalizarea negocierilor când s-au stabilit protocolul. Nu ne ziceți, evitați subiectul. Ce a luat PSD-ul? Nu, nu le evit. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că s-a încercat oarecum într-un mod echitabil și cu criteriul acela de obiectiv de număr de mandate în Parlament. Deci noi am luat Ministerul Finanțelor pentru că am cerut un minister avizator și sunt doar două, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor. Dar iată că Ministerul Finanțelor este la PSD, ANAF-ul este la PNL. Da? Am luat Ministerul Transporturilor. Acolo CNAIR-ul, care este piesa cea mai importantă din Ministerul Transporturilor, este la PNL. Astfel încât depinde avocatul cui vrei să fii. Doamna domnicăi, mulțumesc, te-ți o drăguță, dar ne spuneți ce știm, le avem și noi în fața ochilor. Poate mă ajută domnul Șuvăr, ce alte mari agenții ar fi? Că nu s-a vehiculat în presă decât astea ale PNL-ului, le-am dat și eu acum. Ca să ne imaginăm așa PSD-ul pe ce-o fi pus mâna. Sigur, în interesul nostru al tuturor. Ce mare agenție? Hai să ne un puțină... Păi da, ne uitam la Ministerul Muncii, domnul Bucur. Dacă este Casa Națională de Pensii la PNL, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă este la PSD, Agenția Națională de Plăți și Inspecții Sociale este la PSD, da? Da. Le luăm așa pe rând. Ministerul Agriculturii, AFIR-ul este la PNL, la PSD, îmbunătățirile funciare, cred că au rămas de acolo de la Ministerul Agriculturii. Agenția Sanitar-Veterinară este tot la PNL. Da, în total, doamna deputat, știți câte agenții și... Nu am idee. Am auzit discuția referitor la sutele de agenții naționale. Nu cred că sunt chiar 200 de agenții naționale, dar tot felul de structuri la nivel național, unele cu corespondent în teritoriu, altele fără corespondent în teritoriu, dacă le aduni, trec cu siguranță de 100. Cu siguranță. Cine poate ști? Secretariatul General al Guvernului? Cine poate ști? La nivel de Secretaria Generală a Guvernului, repet, unele sunt cu structură în teritoriu, fără personalitate juridică sau cu personalitate juridică. Bun, Taromu, Metrorex-ul, CFR Călător, Transgaz, Hidroelectrica, Romsilva, rămân la liberali. Acum da, Ministerul Mediului este la UDMR, văd că aici... Acum eu aș vrea să vorbesc totuși despre ceea ce nu s-a vehiculat până acum, în afară de acestea care sunt foarte cunoscute și alea foarte, mai la nevedere, sunt unele care sunt de o importanță extraordinară și nu apar la vedere și aș spune că sunt de o importanță dacă ne uităm pe informațiile publice. Nu. Deci hidroelectrica e la PSD și ea este unul din mari producători. Deci tehnic, dacă se controlează prețul de producție și se reglementează că furnizorii nu pot să-și pună, de exemplu, n-am înțeles de ce furnizorii nu sunt limitați în adausul comercial care îl practică. Da, pentru că în momentul în care eu sunt, de fapt, numai un intermediar, în care n-am niciun lucrător și am cifră de afaceri în care 30% e profit, când am o structură cum este hidroelectrica care are profit 60% din cifra de afaceri, îți pui întrebarea ce facem din domeniul respectiv. Acum, care, atenție, nu e problema numai buzunarului cetățeanului. Este că indirect afectează sectorul economic care îl face necompetitiv și automat pune sub semnul întrebării siguranța locurilor de muncă pentru viitor. Adică practic e o problemă legată de mecanism de dezvoltare. Dacă n-ai o imagine clară cu o strategie ce-ți propui pe viitor, în momentul respectiv nu se poate face nimic. Pentru că la energie lucrurile erau simple. Trebuiau să spună, nu poți să fii furnizor dacă n-ai un portofoliu pe contracte exact, care sunt pe cel puțin un an de zile cu furnizorii.
dacă care să aibă o pondere semnificativă. 80% din portofoliu. Sigur. Pentru că acum speculativ unde este? Este vestitul PZU, prețul zilei următoare. Care nu poți să mergi pe o chestiune în care mergi de pe o zi pe alta într-un sector care e de o importanță deosebită și în același timp să garanții. Nu poți să mergi cu un sector în care închizi pe ideea că faci decarbonificare fără să pui nimic în loc, exact. Și practic în momentul respectiv te înlocuiești cu importuri, pentru că trebuie să-i compensezi. Păi nu, domnule, aici vă, vine nu rolul... ideea că vreau să veniți și cu alte exemple, doamna. Aici vine rolul băieților deștepți de care vorbeați. Deci vorbeam, s-a ocolit Agenția Domeniilor Statului, care este o agenție cheie în statul român, pentru că în spatele acestor mari agenții se află cu totul alte entități în care statul are reprezentanți. Și mă refer aici la Consiliul de Administrație din activele unde statul are o participație și nu neapărat o participație majoritară. O parte din aceste active sunt în proceduri de insolvență, de reorganizare, însă și acolo sunt promovați o serie de oameni politici sau, mă rog, aparținând sau cu strânsă legătură cu politicul, care sifonează o bună parte din banii publici și sunt acele găuri negre care nu au fost închise până astăzi. Dar în afară de acestea, aș vrea să vorbim despre acele entități care sunt ocolite totuși. Par exemplu, Ancomu. Ancomu are structuri teritoriale în toată țara. Dacă vă uitați pe declarațiile de avere ale angajaților Ancomu, să aveți o tresărire. O să vedeți că nu este întâmplător că angajații... Să începem cu domnul Grindeanu. Nu fac nicio... Domnul Grindeanu este un fost președinte al Ancomu. Nu, noi vorbim despre lucrătorii din teritoriu. S-a vorbit despre Ministerul Agriculturii. S-a vorbit că există AFIR-ul și nu s-a vorbit însă și despre acele entități care sunt în subordinea Ministerului, care nu au fost amintite în ultimii 30 de ani. Par exemplu, Institutul de Pedologie. Deci pedologia are în toate județele care... Și această entitate trăiește și are contracte directe cu toate consiliile locale, cu toate primăriile. Deci sunt entități unde există director cu o întreagă echipă, cu angajați, cu bugete, care duc la îndeplinire sau nu ce politicile guvernamentale mai mult sau mai puțin. Vreodată despre asta ar trebui să faceți o emisiune de maraton de 24 de ore și o să descoperiți că în 24 de ore nu le putem defini. Este sisifică, da. Însă este extraordinar de important pentru a înțelege că indiferent ce guvern vine, nu apucă să mobileze toate aceste entități, că se schimbă. Deci asta este o fațetă. A doua fațetă este că decizii politice majore ne împing către anomalii, ca să fim diplomați. Cine ne-a obligat să spunem că noi vom practica prețuri în sectorul de gaz și energie de la Bursa de la Viena? Ce legătură avem noi cu Bursa de la Viena? De ce nu luăm după Bursa Românească? De ce nu luăm după alte chestiuni legate de acest lucru? Adică sunt lucruri clare care, atenție, discutăm de chestiuni majore. Discutăm de importuri de microcentrale nucleare netestate și neverificate niciunde. Deci, tehnic vorbind, și care, atenție, trebuie să le luăm în cantități foarte mari și pe valori foarte mari. Nu facem completare la grupurile de la Cernavodă 3 și 4, vrem să facem și pe o preț, nu vreau să spun care e prețul legat de acest lucru, dar în același timp facem, de-aia vă spun, deciziile sunt contradictorii legate de acest lucru și sunt nejustificate. Am decis prin consiliile de administrație scăderea nivelului de producție și la energie electrică și la gaz. Nu mai facem stocările de iarnă care dădea garanția legată de acest lucru a unui consum minimal legat de structură. Și în momentul respectiv ne mirăm că mergem prost. Dar până de una zi, domnul Hosu, visteria e la goală, fondul de rezervă. Domnul Câțu, ați văzut? Sau cu banii de pensii? Cu reclamația doamnei Turcan? Hai să ne uităm, mai avem 10 minuțele și ne uităm. Profit că o am pe doamna domnicăi, e singurul politician. Dacă îmi permiteți, o singură observație vreau să fac în acest context cu piața energetică, pentru că ați invocat hidroelectrica în discuție.
Și citeam astă vară la un moment dat că hidroelectrica avea un profit la 6 luni de zile, dublu față de cât a realizat în 2020. Pe de altă parte, noi avem această lege a compensării plafonării, dar pentru 5 luni de zile. Pe 1 aprilie ne întoarcem de unde am plecat sau poate la mai rău. Astfel încât până atunci va trebui să găsim o soluție. Și ce nu pot să înțeleg eu, și dacă îmi pun eu întrebarea, cred că își pune multă lume, hidroelectrica are capital majoritar de stat. La fel nucleară electrică, complexul energetic Oltenia, Romgazul, da? Deci, pe de o parte, se face profit la aceste societăți unde statul este acționar, iar pe de altă parte ne plângem că avem creșteri substanțiale ale prețurilor la energie. Deci, evident, acolo undeva statul va trebui să intervină, pentru că noi acum când compensăm, compensăm din bugetul public. Da? Vreau să ne uităm la declarația din acest weekend de vinere a domnului Căciu, nou ministru de finanțe, care a spus că a găsit mari nereguli. Și ne uităm și la nuanțe, doamna domnică, pentru că sugerați o unitate de monolit, dar noi nu uităm că cu PNL-ul v-ați urât ani de zile și o enormă frustrare între liberali cu lupta lor fratricidă, dar au pierdut mult și miniștri, și 13 prefecți, și câte agenții nu mai pierd. Vreau să vedem neregulile semnalate de domnul Căciu și poate apucăm și pe Rareș Bogdan, care îi dă așa un ar peste timp o replică domnului Ciolacu, deci lucrurile nu sunt cam paradis, așa cum sugerați dumneavoastră. Dar n-am spus că sunt în paradis. În niciun caz, dar pe de altă parte a fost un număr de 313 voturi la investitura guvernului. Așa deci e. O majoritate stabilă, dar care... Hai să vedem cât o ține treaba asta. Hai să începem cu domnul Adrian Căciu. Bugetul de pe 2021 l-am găsit în situația în care a fost puși să facem o rectificare pe care și dumneavoastră și despre care ați vorbit și dumneavoastră, cu probleme mari, în sensul în care să n-ai plata salariilor asigurate, n-ai plata pensiilor, n-ai autoritățile locale finanțate, plata persoanelor cu handicap, cheltuielile sociale la nivel local, la școli, la educație, iar la fel probleme, la sănătate, iar la fel probleme. Asta este, n-aș vrea să revin. Ceea ce trebuie să facem este să învățăm din aceste lecții. Oricine se uită pe situația creșterii economice din acest an, vede care sunt părțile ei bune, să zic structurale, care vin din ceea ce se numește efectul PIB-ului potențial exprimat. O să stăm o dată de vorbă și o să vorbim ca să poate să facem un schimb de opinii cu privire la termenii puțin macroeconomici. Și ceea ce vine din efectul de bază de anul trecut, când am avut o cădere de 3,9, și atunci orice se duce până în 3,9, vorbesc pe real, nu pe nominal, pentru că pe nominal a fost mai mare, este efect de bază, da? Și restul de efect care este generat de puseul inflaționist. Există iar la fel grija pe care vreau să o rezolv prin programul pe care vreau să-l pun pe strategia fiscal-bugetară a acumulării inflației pe costuri. Unii economiști îi spun inflația pe partea ofertei. Țintele de deficit până în 2024 vor fi menținute exact cele care au fost asumate pe cu Comisia Europeană. 2. Investițiile la 7% din PIB. Este o chestiune pe care ne-am asumat-o în programul de guvernare. Lecția pe care am învățat-o în această rectificare este să prindem numai investiții mature, inclusiv investițiile din PNRR, mature astfel încât la final de an să încercăm, eu aș vrea să reușim, să nu luăm niciun leu, din contră să mai punem la a doua rectificare bani la investiții. Le spun colegilor mei care se uită și se tem puțin, în primul rând îi cert, nu-i cert, îi dojenesc. Le spun colegilor mei din Camera Deputaților și din Senat de astăzi că ar fi trebuit să reacționeze. Astăzi mi-a părut rău, urmărind cu colegii mei de la Parlament pe o tabletă discursurile de la investirea guvernului Ciucă. A fost pentru prima dată când mi-a părut rău că n-am fost membru al Parlamentului României și că nu eram în România. Bun. I-am comunicat domnului Ciolacu la negocieri, tocmai pentru că am văzut comportamentul dânsului. Încă sunteți parteneri? Nu suntem parteneri, suntem parteneri de guvernare. Suntem într-o coaliție, suntem nevoiți să facem asta pentru România. Nu înseamnă că ne iubim sau mi-e mai simpatic, nu mi-e deloc simpatic. Da, așa dar, continua. Dar sunt suficient de matur să putem să mergem împreună. Eu cred că discursul a greșit discursurile. Cred că discursul era scris pentru căderea guvernului Câțu, sunt absolut convins, și a luat un discurs care nu era pentru un guvern din care PSD face parte, după 3 săptămâni de negocieri și cu un partid cu care vrei să stai la guvernare 7 ani de zile, că astea au fost afirmațiile dânșilor. Deci cred că discursul a încurcat discursurile și
rog ca următoarea dată când se întâmplă acest lucru, colegii mei din Camera Deputaților să reacționeze. Noi suntem Partidul Național Liberal, nu putem fi umiliți de absolut nimeni. Și breaking, așa, doamnelor și domnilor, pe final de emisiune, o declarație spumoasă, dar în continuare a ceea ce afirma Rareș Bogdan, doamna Alina Gorghiu, despre atacurile PSD, auziți, doamna domnică, e la adresa guvernării liberale, că aveți 5 zile împreună. Le-aș recomanda, zice Alina Gorghiu, tuturor să servească un ceai de mușețel și să răspundă cu calm. În această coaliție nu trebuie să ne iubim și nici să ne criticăm. Eu zic că nu începe bine comuniunea asta de simțiri între PSD și PNL. Doamna domnică, e primul comentariu al noastră. Vă dă ceai de mușețel, doamna Gorghiu, dacă vă enervați pe liberali. Încă mai avem timp să învățăm din greșeli, pentru că această, nici nu pot să-i spun coaliție de guvernare, acest acord de guvernare încheiat între PNL și PSD s-a încheiat destul de greu și asta din cauza că unii n-au înțeles o coaliție. Stați un pic, alianța electorală am înțeles că nu sunteți USL2, dar nici suntem. Coaliție? Păi spune Coaliția Națională pentru România, cum? Este o coaliție la guvernare. Ca să revin la ce voiam să susțin, această întârziere în consolidarea unui guvern pe care îl avem într-adevăr doar de 5 zile a durat destul de mult din cauza că unii n-au înțeles că în politică nu ai dușman, ci ai doar adversari într-o competiție electorală, dacă vreți. Și ne-am așezat destul de greu la masă, pentru că n-a fost greu doar pentru cei din PNL, a fost greu și pentru cei din PSD, că n-a trecut multă vreme de anul trecut, când am avut două competiții electorale și, spre deosebire de celelalte partide, în ceea ce privește PSD-ul, au fost atacați nu doar membrii PSD, ci și simpatizanții PSD, care nu aveau nicio vină decât că simpatizau un partid de stânga. Și, repet, ar trebui să nu mai aruncăm în spațiu public cuvinte pe care nu le mai putem lua înapoi, să lăsăm loc de bună ziua. Bun, astfel e ceea ce vă doriți, dar deja doamna Gorghiu, care e foarte influentă și în coaliția asta și în statul român, domnule Șuvăr, vă rog, da, analiza dumneavoastră pe și final. Și poate postările pe Facebook mai puține le și mai dă mult la guvernare. Le dă PSD-știlor din guvern ceai de mușețel ca tratament antistres, da, dacă vor să... Începutul nu este promițător, însă eu ambizajez un final în care nu vor mai putea să dea vina unii pe alții, nu vom mai putea vorbi de dualitatea stânga-dreapta și vom vorbi deja despre lupta actualei clase politice cu o structură pe care o vor defini, se vor stătui să o definească în această guvernare transpartinică, aparte de clasa politică, care am demonstrat cu ajutorul domnului Hosu și a doamnei la această emisiune, că imixtionează asupra statului. Un ceai de mușețel, ajută, da, exact. Ceai de mușețel la nervi în nu, mai mult guvernare. Un ceai de tei. Să treacă buget. Ceaiul de tei e mai calmant. Mușețelul e dezinfectant, poate s-a referit la altceva. Ceaiul de tei are și alte efecte, din câte știu eu. Mai bun de tei. O de prezentă toxică. Mă rog, cu ceaiuri noi nu suntem fitoterapeuți, însă mă bucur că doamna deputata domnică are speranțe. Eu personal nu am speranțe în trăinicia acestei coaliții și eu văd luna martie-aprilie. O să fie mai cu năbădăi ca între PNL și USR. Eu văd luna martie sau aprilie, o lună de rupere a coaliției. Proiectele pe care le fac să fie în folosul cetățean. Asta dorim. Momentan se pare, doamna Gorghiu, că sunt numai pașaportul verde politicieni și bugetul pe anul care vine. Nu. După aia poate să pentru că tehnic trateze fiecare cu ceaiul lui. Împărțirea diferitelor agenții și împărțirea respectivă dă impresia ca și împărțirea responsabilităților din PNRR că interesul este numai pur politic și nu în felul... Haideți să bem un ceai de mușețel, să ne facem acasă, să ne era doar interes pur politic, am fi rămas în opoziție, că era mai bine pentru noi, Să ne vaccinăm, că asta e cel mai important. Seară bună pe mâine! O seară bună!